Un nou târg al locurilor de muncă se va desfășura la Drobeta Turnu Severin. Mehedințenii care sunt în căutarea unui loc de muncă sau cei care pur și simplu doresc să schimbe jobul sunt așteptați mâine începând cu ora 10 la Bursa Generală a Locurilor de Muncă. Evenimentul este organizat de AJOFM Mehedinți, fiind găzduit de Palatul Culturii Teodor Costescu. Aceste oferte însumează 609 locuri de muncă vacante, dintre acestea 24 se adresează persoanelor cu studii superioare, iar 585 sunt pentru persoanele cu studii medii, muncitori calificați și necalificați. Cele mai multe sunt în sectorul de construcții, la agenții economici care operează în acest domeniu de activitate și aici vorbim de 165 de locuri de muncă vacante. Apoi 91 de locuri de muncă vacante sunt în industria ușoară, 74 în industria construcțiilor navale, 53 în restaurante și 34 de locuri de muncă în domeniul comerțului. Celelalte oferte, celelalte locuri de muncă vacante fiind în alte domenii de activitate. Șomerii sunt sfătuiți să aibă asupra lor și câteva CV-uri.